statutare din ea, în caz de președinte, am compat cele 83 de membri ai asociației, tocmai pentru a cumpăra pus celor necesare pentru a merge mai departe de acest proiect. Pe ordinea de zi avem acum 1, prezentarea cadrului actual de implementarea proiectului, sistem de management integrat al deșeurilor în județul Neamț. La punctul 2, avem prezentarea adoptării către Consiliul Local, ca unul hotărâri privind proiectul. La punctul 3, semnarea de către reprezentanții membrilor asociației ADI Econeam, acordului actului adițional cu modificările care au fost la loc în ultima perioadă. După cum știți, o să fac o scurtă prezentare. De pe data de 13 anul, când am avut ultima întâlnire, am luat niște măsuri și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că am avut rezultate și am mai stat cu proiectul. O să fac o scurtă prezentare ce s-a întâmplat de la ultima ședință. Am depus o cerere la domnul președinte pentru a ne aporta un sediu care să ne desfășurăm activitatea. Am făcut demersul de pentru popularea acelei forme migrane, tocmai a face funcțional asociația noastră. Doamna Mihaela Popa, care este manager de proiect, o să ne dea mai multe detalii legate de statul actual al lucrărilor. Bună ziua și vă mulțumesc că ați venit. Este o ședință de lucru, pentru că trebuie să mă gândesc neapărat aprobarea de dumneavoastră a hotărârilor din Consiliul Local pentru amplasamentele punctelor de proiectare. Asta îmi doare cea mai tare, pentru că deja platformele de proiectare au fost executate de constructor și fără aceste hotărâri actualizate cu indicările topografice care s-au făcut și au dat de OCPI, nu putem să obținem autorizația de construire. Dumneavoastră mi-a dat concursul și pentru ridicările topografice și pentru așa cum s-a ajutat să trebuie să le și măreze în locul pe care i-a stabilit hotărâre. Deci ați primit planul de situații și anexa la hotărâre și urmează să le dați cei care erau 56 primări care trebuiau să dea. Așa. Să vă mai spun un pic, deci cam mi-a mai implicat în treia săptămână, dar vreau să vă spun că la depozitul de la Gion, lucrările sunt în mare parte executate, deci în proporție de 80%. Asta ce înseamnă? Că dacă s-a aduce echipamentul și urmează în anumele s-a aduce instalație de osmoză inversă, deci pentru tratarea dedicatului și stații de curare, stații de biogaz, și depozitul pot să-l finalizezi până la sfârșitul decembrie. Chiar dacă contractul se finalizează în anul următor. Mai au extensii pentru depozite. Ați văzut că s-a facilitat și acestor depozit și s-a rezolvat în oarecare măsură problema depozitării la Roma și la Părineanț, unde am început și acolo lucrări cu bună înțelegere, constructorul a chestat la solicitările noastre și să rezolv. Așa. La Codun, stația de sortare, mișcarea de sortare este aproape gata. Urmează să fie echipată cu echipamentele care sunt destinate sortării, deci pentru sortare. Iar dacă puneam statele de transfer industrial și este un stadiu destul de avansat, tata și care au ceva probleme, că nu prea au avansat, au făcut un tip la codul de colectare și ne având autorizație, nu le-au putut conta și atunci nu le-au putut monta în teren și au rămas mai mult lucrări. Dar sunt totuși în termeni contractuale, așa că nu o să fie pus în pericol nici executarea contractului în întregimea lui. De aceea doresc încă o dată să vă rog să acordați un sprijinul ca să putem să punem la părinte în colectare. Și să dați o părinte ca să ne poată doar la arhitect șef în condiții conform pe orbitare, să ne evitea să se aplicăzească. Mai am făcut și un grafic și data de 15 anul trece 2013 ar trebui aceste hotărâri de Consiliul Local să fie evaluate. Se pot lua în același timp și modificarea amplasamentelor puncte de colectare și aprobarea planului da. Pentru regulament, pentru regulament era să facă 15 ani. Pentru că noi am rugat domnii
estimați să dea acordul de atunci cu tehnicii proiectari cât mai curând ca să putem să obțină autorizația. Dar în funcție de cum aveți dumneavoastră ședințe, dar în orice caz, regulamentul, aveți pachetul din învățământ, regulamentul de stabilizare, aveți ascuns regulamentul de stabilizare, la tot moment, și așa că sperăm că o să le da. În continuare, pentru a putea face pași instituționale care sunt necesare pentru delegarea serviciului de gestiune, deci colectarea și transportul și operarea infrastructurii creată prin sistemul de integrată al celor, o să trebuiască să mai dați o serie de hotărâri. Hotărâri pe care noi o să le pe multe ori și după transportul marketing, și anume. În conformitate cu legea 51 și cu G34 și cu HG71, așa, deci toate actele normative spun modalitatea prin care trebuie să aprobați dumneavoastră, deci în lege este prevăzut, sunt prevăzuți pașii care trebuie să urmați ca să putem să aprobăm, care trebuie să facem și să ajungem la final, să aprobați pentru colectare și transport, chiar și procedura ca atare, deci ABA ne punează la aprova procedura de atribuire a contractelor de legare gestiunii serviciilor. Am discutat în neapărat rânduri de amendarea acordului de parteneriat. Deci, așa cum v-am spus de la început și cum a semnat dumneavoastră, deci cum ați aprobat acordul de parteneriat la aplicația de finanțare, era aprobat un acord de parteneriat cu infrastructura orizontală. Deci, colectare și transfer până în stație de sortare de transfer, după aceea operare stații și colectare și transportul la depozit. Ulterior v-am explicat care sunt avantajele la transportul vertical. Deci tendința care va trebui să fie respectată, deci trebuie să depozităm o cantitate cât mai mică la depozit, să plătim o taxă cât mai mică de depozitare și să reușim prin conștientizarea populației și prin măsuri de societate care vor fi luate după ce sunt create obiectivele de investiții, pentru că asistența tehnică care răspunde de publicitatea proiectului și de campania de conștientizare și informatizare a va face pentru dumneavoastră, pentru școlile din județ, va face excursii la obiective de copii de la școală, cu material de publicitare. Deci, nu am avut cum să ducem puțin, să le arătăm ce un amplasament liber. Deci, în momentul în care vor fi operaționale, aceste și depozit de la Giro, cât și statul de sortare și transfer, atunci, normal, devin niște obiective de investiții, niște obiective atractive, înveți, le arăți cum funcționează. Deci, de asta n-am putut să facem această campanie, să desfășoare cu adevărat, să-și atingă scopul. Nu mai puteam, deși broșuri ajung de regulă, undeva în după și ori îi citește și nu citește. Și noi sperăm că nu vor mai citi, măcar copiii la școală, știu, sau dumneavoastră, dacă o să le aveți la primării sau în alte centre în care le vor distribui cei care se ocupă cu publicitatea pe loc. Vreau să vă menționez faptul că s-a încheiat contractul de furnizare de bun. Lotul 1 și 3. Lotul 2 este contestat. Deci, cel cu contractul alimentar ce este contestat, este la CNSC, nu s-a dat decizia disoluționarea contestației. Și lotul 1 este format din 52 din unități de comportare individuale. Chiar în dimineața aceasta, colega mea a vorbit la telefon cu domnul Mar, și a spus de ce dăm ca la jumătate din gospodării. Pentru că așa a fost prevăzut de la început. Deci, proiectul prevede 52.000 de unități de compostare individuală, pentru că așa s-a stabilit la nivel de județ, că în această măsură, împreună cu stația de compostare de la Via Carnea și cu stația de compostare de la Primuianță, să se atingă niște ținte de compost. Deci, ținta de colectare, deci de realizarea compostării individuale, este realizată prin 52.000 de unități și astea sunt organe la jumătate din populație. Acum, cum o să vreți dumneavoastră să le dați? La care gospodării? Voi credeți că oricum vor trebui făcute niște documente în sensul ăsta. Veți da niște
veți da la populație și veți învăța ce să facă. Sau noi propunem să dăm broșuri cliente, să înveți cum să-și facă compostul și îl pună în grădină. Asta e spiritul în care am dat cel de-al doilea din comunități, deci ca să atingem simplu de colectare, deci de compostare. Și s-a stabilit la trei județ, cât gospodării sunt și la jumătate din gospodării. După, sigur că da. Deci dacă considerați că în etapa următoare de programare, noi chiar am prins în plan, pe, deci 2014-2020, că vor și atunci proiectul mediu, vor să completăm infrastructura de mediu cu unități producătoare individuală, cu pubele, când vom putea să renunțăm la indicatorul acesta de proiect, care este platforma de colectare și care, așa cum știți, o să ne aducă niște probleme și ne ajunsul, dar sperăm să ne depășim. Ca să putem să facem depozituri și stații de sortare și stațiune, cum am spus, care sunt obiectivii scumpe. Următoarele hotărâri care trebuie să dată, deci în momentul în care noi venim cu amendarea acordului cu parteneriat, cu și mai rar vorba de tarif și taxă. Până la urmă, pe zonele pe care le-am, pe zonele pe care le-am studiat, este un pic cu un compozitor. Vor și taxă și tarif și deci nu s-au ajuns la o... Deci, măcar o zonă. S-a discutat, dar totul a rămas cu dată. Adică, tarif, dar sunt primării care e ca la taxă. Și atunci vor renunța la taxă și vor face. Putem lua această temă și pe zone. Putem lua, sigur că da, și să vă hotărâți pentru contractele de delegare de studii, modelul de contract, ține cont și de fluxul financiar. Și dacă nu avem o soluție și nu știm încă care este opțiunea dumneavoastră clară și toată lumea din zona respectivă să aibă aceeași opțiune, trebuie să faci un contract amestecat. E foarte greu, e foarte dificil de gestionat. Așa am vorbit. Iar primăria să nu știu la primărie și o mână. Da. Acum tot sunteți așa. Toate proiectele care au fost
și condiționalități. Dumneavoastră nu veți fi în sistemul de management integrat cu, deci nu veți fi scoși la licitație pe zona respectivă decât în momentul în care vi se termină condiționalitatea cu Rosnok statului. Deci creați rifare. Deci la expirarea contractului, dumneavoastră intrați. Da, da. Deci, operatorul, deci un, era așa cum în zona 3 Târgu Neamț și-au făcut asociații de dezvoltare intercomunitară. Deci, pentru extinderea zonei de acoperire a stației de sortare de la Târgu Neamț, au extins Târgu Neamțul, zona 3 Târgu Neamț, da? Este de la Târgu Neamț cineva? Da. Ați terminat, deci s-au făcut de merturile astrumele, deci aveți creată, adică, zona de Târgu Neamț, pe toată zona, ca să poată folosi toată zona, stația de sortare. La fel și la dumneavoastră, deși la Rosnok, exista posibilitatea aceasta, trebuie să vedem dacă, din punct de vedere tehnic, face față stația. Deci nu putem să creăm un ARI pe o stație care nu poate să acopere zona. Atunci, fie să ajunge la... Deci să intensifică efortul dumneavoastră și să puneți în toate celelalte comunii și să faceți ARI, să extindeți area de acoperire pe toată zona, pe toată zona care ar trebui, conform sistemului de management integrat, să folosească statele de sortare de la Rosnok. Noi am prins în următoarea etapă de programare. Am făcut în țara asta să niște proiecte de viitor. Deci sunt comisiuni, nu sunt, nu e nimic clar. Că etapa de programare începe în 2014-2020, da? Nu știți proiecte sunt aprobate. Așa că am prins și extindere și o stație de curare și adică vrem să întărim sistemul ăsta de management integrat. Dar deocamdată dumneavoastră rămâneți așa în sistemul în care sunteți. Acum, a fost o discuție la Rosnok și pe faptul că plătiți cotizație la Rosnok stație, la ADI, Eco, Repere, cum se cheamă dumneavoastră, și plătiți și la Antiguneață. Acum, așa este. Aveți dreptate. Dacă plătiți într-o parte, sunteți membri și... ideea este că cotizați la ADI Econeanț. ADI Econeanț este structura care gestionează toată infrastructura de mediu și poți să utilizați depozitul, care este o infrastructură de criză de privare de mediu, deci o valoare care este creată pentru județ. Doamna, așa este, dar în momentul când mai vine de la deținea pentru 10 puncte de colectare acum, asta vreau să spun eu. Așa. Mai pune o taxă, o altă taxă, la oameni este ceva. Nu. Păi asta vreau să spun eu. Nici pomenul, deci nu. O să fie și rot. Niciodată. În părerea mea că ar trebui să termini contractul anul care vine și n-ar decât să treci tot în aceea. Da, da, da. Așa este ideea. Așa este ideea că este tot. Mai sunt contracte în derulare. Nu le stricăm, pentru că sunt contracte comerciale. Nu tot trebuie să plătiți. Aveți contracte încheiate cu operatori, sunt operatori privați, vă pot cere daune și mai nu vrem să vă punem în niște situații din plată și să aveți probleme. Deci, vorba nu e contractul în privare, da? Depinde de dumneavoastră cum deziști de asta. Dacă vă convine să rămână în privare, sau dacă nu vă convine. Sau cum vă convine? Vă convine, dar sunt contracte care se finalizează de tot în datarea fostului de noi, se pot face atenționalii, se prelungit acele contracte, până în momentul când vor fi după doamna și se vă oferă o plată. Sper să aprobi YouTube.
statutul și dumneavoastră să le aprobați la rândul dumneavoastră și în ședința următoare, în următoarea AGA, să aprobăm acordul de parteneriat care stă la baza contractelor cu derivarea acestui serviciilor și atunci rămâne cu tarif, cum am spus, și cu dirijat verticala cu operării. Și, de asemenea, unde sunt constabilitatea. Deci, aceste trei hotărâri trebuie să-i dăm în acta ANI și trebuie să le puneți dumneavoastră în aplicare după aceea comun. Da, practic, să dați amplasamente. Da. Rugămintea la dumneavoastră este să faceți ședințele de Consiliu, astfel încât până cu data de 15, cel târziu, dar eu am 10-a, 11-a, până pe 10-a, 11-a, să faceți să dați hotărârea pentru amplasarea platformelor. Pentru că aici, în funcție de hotărârea dumneavoastră, se leagă și o a doua etapă, ceea ce nostru doamnă. Mulți din constructori au aceste platforme executate. Ele nu pot fi plătite pentru că sunt amplasate în locul lor. Și ne afectează pentru că de ce nu putem respecta graficul de facturare și putem trimite la Minister pentru amplasarea doamnă, nu putem respecta graficul la care ne-am angajat, tocmai datorită asta. Datorită faptului că ei au platforme, îi țin în stoc, au cheltuit niște bani, au avut probleme în executarea celorlalte lucrări, că nu îi putem face asta. Aici ar fi în ajutorul derulării întregului tot proiect. Și totodată urgentăm la amplasând platforme, pentru că deși este lucrul poate cel mai ușor, e cel mai bun pentru un număr foarte mare, depinde de absolut toate unități, nu știu mai trebuie să facă punctul de lucru care am putea fi în ajutorul lor. Și vine și vremea aia. Din ceea ce știm și probabil că la aveți întâlnirea și prefectul doamnă sunt curând, se pare că mai avem o pauză, să zic așa, dată de Dumnezeu, până va veni iarna mea, până în jur de 5-20 noiembrie. Deci noi până atunci ar trebui să avem platformele amplasate ca să nu întâlnim de o fel după aia. Orice întârziere și la plăci și la asta înseamnă reducere întreagă de probleme. Eu știu că îi deranjam cândător chiar și o să fie atâtea proiecte și atâtea văzutări ceva prin părțile dumneavoastră. Nu știu că e greu. Dar vă spun că proiectul este foarte mare, este atât de urmărit, încât am avut probleme la rambursări. Pentru obiectul și pentru o susținere, mi-au întors tot ce pun apoi la frate. Vă dați seama cât s-a atât de riguroși la orice lucru și la orice lucru. De-aia facem apel la rugarea dumneavoastră și la înțelegerea dumneavoastră și vă rugăm să stați lângă noi și să ne ajutați să terminăm o dată de implementat proiectul ăsta de venituri, care cred că este cel mai mare care l-am implementat în astfel de 30 de ani. Și să terminăm probleme și nu mai doar la capul de la jumătatea anului încolo, urmează perioada aia de urmărire, care este și în altceva, deci mai ușurică așa. Acum s-a terminat probleme și, într-adevăr, perioada asta familială e foiara cea mai mare, cu un pus la punct absolut tot și citerii pentru anumii boca. E cam târziu, trebuiau asta mai de mult derulată, dar sunt probleme care pot fi și tot și mai greu. Oricum, eu vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru că ați acceptat din timpul dumneavoastră să înțelegeți și să lasă. Înainte de acea diversie, am vrea să fac și o precizare. Plenul Consiliului Județean, în urmă cu două zile, a luat decizia care prezenta cu Județeanul Adi Ecoleanț, să fim de fapt domnului Mircea Tintilie. La următoarea AGA, care va avea loc, domnul Mircea Tintilie, cu faptul de a veni Sucea Vostru Dumneavoastră pentru copiii aia din funcție. Atunci, la legătură cu mersul programului, de fapt, de mea, este să
de a nu avea unde să ducem noi menajeri pe Dunean și să ducem la județ. De aceea și ședința de astăzi, dar care se de lucru, tocmai pentru a prezenta toate aceste aspecte. Dacă atât nu au atât de văzut, dar au probleme. Nu puteți să schimbați, da? Pentru că nu trebuie.